Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi ca în fiecare seară, o zi plină de evenimente, aș putea spune unele chiar extrem de interesante, unele șocante dacă mă întrebați pe mine, vom vorbi și de chestiuni, să spunem așa, și ca subiect de fond, chestiuni și cu conotație economică pentru că ne pasă de ce se întâmplă cu România la acest moment. Începem cu știrile zilei și vreau să vă spun că, știți, vrând nevrând trebuie să ne referim și la actualitatea de zi cu zi și credeți-mă că eu personal am rămas puțin surprins, ca să nu zic șocat, de dosarul Microsoft. Bine, faptul că o parte sunt trimiși în instanță, alții așteaptă să li se ridice imunitatea gendanica europarlamentar, alții nu știu ce așteaptă, până atunci aflăm că procurorii DNA au clasat acuzațiile aduse lui Dinu Pescariu și Claudiu Florică în dosarul Microsoft printre care dare de mită și cumpărare de influență, după ce aceștia au denunțat faptele pe care le-au comis. În rechizitoriu prin care oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Nicolae Dumitru, fostul ministru Gabriel Sandu și primarul suspendat al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, au fost trimiși în judecată, procurorii DNA au arătat că se clasează cauza față de Dinu Pescariu, Dragostan și Claudiu Florică în cazul mai multor fapte de corupție pentru care aceștia au fost inițial, cercetați în dosarul Microsoft. Motivul pentru care anchetatorii au decis clasarea cauzei față de cei trei este acela că aceștia au fost martorii denunțători și le-au spus încă de la începutul anchetei procurorilor faptele pe care le-au comis în trecut. Bun, să zicem că procurorii ar avea un motiv și anume acela că cei doi sau trei, că de fapt sunt amintiți trei, au colaborat. În sensul au dat suficiente informații ca să poată fi agățați ceilalți. Dar ei au făcut niște fapte. Niște fapte grave. Au beneficiat atenție că aici e problema. Bun, să zicem, au dat banii, recuperăm banii de la Pinalti, de la coco și de la ceilalți. Dar pescariu a beneficiat de nu știu câte lucruri. Florică, la fel. Deci să nu credeți că ăștia au fost doar niște cărători de bagaje, adică au luat milioanele și le-au dus dincolo. Deci o refuză, cred, chestia asta. Și nu e logic până la urmă. Au dare de mită. Dacă ei n-ar fi fost cu banii, ei n-ar fi putut fi corupți. În această situație, faptul că ei sunt efectiv iertați, și scoși din cauză, nu mi se pare în regulă. Bine, bănuiesc că va mai exista când se vor duce și ceilalți în instanță, dacă se vor mai duce cei nou miniștri și ceilalți, bănuiesc că vor fi agățați cu altceva. Deci refuz să cred că în România e posibil. Atunci orice infractor din țara asta o să facă o simplă chestie. Face ce face și apoi vine la procuror și spune, bă, eu am făcut, Chestia asta, dai am dat a lui așa, am făcut cu ăla așa. Procurorul mulțumit că i-a dat pe mână pe păi la alți doi, nu se mai uită la asta. Nu mi se pare în regulă. Bun, sau pe acest principiu, Bercea Mondialul care ne spune de Băsescu, de frate de toți ceilalți, ar trebui să fie liber ca pasărea cerului, nu? Și nu e dele justiției, nu ne mai băgăm în ăsta, că nu, nici nu putem să dar vă spun eu, e cel puțin interesant, dacă n-aș spune că e mai mult de atâta, că, deci, logica ar fi, cum să vă zic, ca cei care dau, chiar dacă da, sunt iertați de o parte din pedeapsă, să zicem, mi se dă circunstanțe atenuante, dar nu de tot. Deci, e cam mult. Da? Așa-i legea, așa-i codul ăsta nou, care are probleme, în fine. Vreau să vă spun că astăzi a fost, apropo de surprizele zilei sau șocurile zilei, dacă ăsta e unul dintre ele, vreau să vă spun că al doilea este chiar legat de fostul ministru de finanțe. DNA a făcut o mutare spectaculoasă astăzi în, fostru, în dosarul fostului ministru de finanțe, Darius Vâlcov. Procurorii, atenție, cer în cuvințarea extinderii urmării penale și trimit Parlamentului a doua cerere de arestare a lui Vâlcov. Dacă la prima cerere de arestare era vorba despre fapte săvârșite în calitate de primar al municipiului Slatina, acum sunt vizate fapte comise în calitate de senator și ministru. Anchetatorii vorbesc despre beneficii ilegale sub formă de lingouri de aur și tablouri de mare valoare. Păi în varianta asta, deci acum mai înțeles și pe cei de la DNA, de la oile lui Greblă, la lingourile lui Șova, lui, că tot mâine e cazul Șova-Vâlcov și nu știu ce, deci vreau să vă spun că de la lingourile de, la lingourile de aur ale lui Vâlcov e de diferență de categorie. Astfel, Procurorul Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Coduța Chioveși, a cerut a obține avizului necesar efectuării în continuare a urmăririi penale a inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru să în exercițiu funcții de senator și ministru în Guvernul României a infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale. Cita, cităm din rechizitoriu trimis la, la, Parlament. În convințarea reținerii și arestării inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârșirea în exercițiu funcției de senator și ministru în Guvernul României, infracțiunii sus menționate. Cererile procurorilor anticorupție au în vedere faptul că în acest moment există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt. Și atenție că acum eu cred că este, am putea titra pe ecran, șoc, șoc, șoc. Începând cu anul 2011 și până în prezent, inculpatul Vâlco Bogdan Darius a efectuat operațiuni financiare sau acte de comerț prin interpuși. Produsul infracțional obținut în urma săvârșirii infracțiunilor față de, ce, de care se efectuează cercetări, adică trafic de influență și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț, nu știu ce, a obținut următoarele avantaje, deci Vulcu: 90.000 de dolari. 1.323.850 de lei. 3 lingouri de aur, în total 3 kg. Un tablou cu ramă aurie inscripționat Renoir. Un tablou inscripționat Jean Cocteau. O pictură pe lemn inscripționat Aurel a Casandrei. Deci, aspectele descrise se adaugă a celor pe care a fost deja formulată o altă cerere oară, spune Deneau. Deci, de data aceasta, să zicem, dacă la primul caz puteai să ai dubii, de data aceasta mie mi se pare destul de solidă acuzația și dacă s-a găsit acel... Deci la firmele care funcționau prin interpuși s-au găsit banii respectiv, tablourile care costă o grămadă de bani, e o mare, uh, o mare problemă. Deci practic nu mai văd cale de scăpare, mai ales că mâine se supune votul și chiar dacă astăzi în comisia juridică nu s-a obținut voturile suficiente, propunerea să treacă pentru ridicarea imunității. Deci, vreau să vă spun că, potrivit unor surse judiciare, tablou inscripționat Renoir are inscripția casei de licitație Corne de, de San de unde s-a cumpărat tablou. Și data achiziției, 28 de, 21 martie, spune evenimentul 28 martie 2013. Și suma ar fi una impresionantă. Deci, nu e deloc de glumă în acest caz. Uh, ca să trecem peste știrile zilei așa în viteză, apropo de cine cu denunțurile, Alin Cocoș va fi eliberat și el din arestul preventiv. De asemenea, trebuie să spunem că fostul președinte Traian Băsescu a ajuns din nou la parchetul general pentru audieri, cu tot corul de probleme, probabil se va învăța fostul președinte mai des cu drumul spre organele de justiție din ce, din ce se aude. Uh, apropo de ce se întâmplă acum, uh, nu în România, ci în Europa, uh, surprinde, să spunem așa, o tematică pe care vrem să o abordăm, astăzi, uh, cea legată de uh, ținutul secuiesc o problemă gravă din România. Știți că în pe zona respectivă, Covazna, Harghita și Mureș, statul român se face că respectă legea. Adică ungurii fac ce fac, sau secui, dacă preferați, tot aia sunt, deși n-ar trebui, ar fi lucruri diferite, dar nu sunt, arborează trapele care contravin legii statului român, fac multe alte lucruri și nu prea sunt întrebați de autorități în ce se scaldă. Problema Ținutului Secuiesc când s-a ajuns până la Comisia de Arbitraj e, e, la Strasburg, la Comisia de Monitorizare a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Vreau să vă spun că dacă ai noștri din România, te întreb de multe ori dacă au toate. Au toate biluțele în mansardă. Cei din Europa să știți că sunt foarte echilibrați. Deci vreau să vă spun că cererea depusă de consiliile locale din județele Covazna, Harghita și Mureș a fost respinsă în marți la Strasburg. Președinta delegației României la acest congres, Ludmila Sfârlogea, a declarat pentru Ager Press că cererea a fost respinsă pentru că nu este de competența a Congresului și a Consiliului Europei. Potrivit acesteia, tema, tema în cauza face subiectul unei dezbateri politice interne, prin urmare trebuie dezbătută în țară și nu la instanțele europene. Cele patru șapte de consilii locale din județele Covazna, Harghita și Mureș, care au solicitat sprijinul Consiliului Europei în vederea obținerii autonomiei ținutului Secuiesc, au fost reprezentante la Strasburg, printre alții, de către președintele Consiliului Județean Covazna, Tamas Sandor, și primarul Municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad. Se arată într-un comunicat de presă transmis de către Secretariatul Delegației României la Congres. Cităm. Dezbaterea a fost una foarte aprinsă. La aceasta participăm membrii din Franța, Italia, Portugalia, Finlanda și Republica Moldova. Chiar dacă prezența unui grup de aproximativ 20 de persoane de naționalitate maghiară, condus de șefa Delegației Ungariei la acest Consiliu, a creat presiune asupra membrilor comisii, președinta Delegației Naționale a României, doamna Ludmila Sfârlogea, a reușit, prin intervenția sa argumentată și hotărâtă, să obțină respingerea atât a arbitrajului cerut de reprezentanții Ținutului secuiesc, cât și a posibilității ca acest Congres să trimită o misiune de monitorizare în România. Acest demers a avut sprijinul celorlalți membri ai Delegației României. Uh, de fapt, ce se întâmplă și amintim de fapt cazul, Consiliul Național Secuiesc a cerut anul trecut celor 153 de consilii locale din județele Covazna, Harghita și Mure să adopte câte o hotărâre în care să solicite crearea unei regiuni administrative autonome cu denumirea Ținutul Secuiesc care să fie ulterior înaintată Guvernului și Parlamentului României, forurilor europene și internaționale. La solicitarea acestuia, 47 de consilii locale din cele 3 județe, cu siguranță maghiare, Spun eu, a adoptat proiectul de hotărâre privind autonomia. Însă hotărârile au fost atacate în instanță de către prefecturi pe temei de nelegalitate. Concret pe motiv că crearea unei regiuni autonome pe criterii etnice contravine Constituției României. Într-o adresă transmisă anul trecut a autorităților locale de către prefectura Covazna, -Co se menționa că aceste hotărâri promovează separarea teritorială pe criterii etnice și excet competențele autorităților locale și toate celelalte. Deci, legea! Vreau să vă spun că ungurii, secuii, nu s-au mulțumit cu acest lucru. Iată, au mers și la Consiliul Europei și decizia lor sau solicitarea lor a fost respinsă. Cu siguranță însă nu se vor opri aici. Profită și de faptul că statul român este destul destul de, de slab în acest moment pe această direcție și nu-i de ieri de astăzi, ci de foarte mult timp. Cei din Ardeal știu această situație din cauza faptului că nu dă bine în Europa. Noi suntem, avem statut de minoritari în foarte multe zone din Transilvania, mai ales în județele maghiare. Suntem tratați la noi acasă într-un mod incalificabil. Autoritățile nu recunosc această problemă. Părerea mea, una din probleme se referă la faptul că știți cum a fost și am mai spus acest lucru: uh, UDMR fiind permanent la guvernare, e nevoie de votul acestui partid. Și atunci, dacă e nevoie, uităm că ar mai fi, ar mai fi nevoie, să spunem așa, și de respectarea legii. Uh, o să vorbim astăzi seară și de codul electoral, pentru că, iată, mâine are loc o nouă ședință și s-ar putea să avem surprize. De asemenea, vreau să vă spun că chiar în ultimile, să spunem așa, astăzi a apărut pe agenții Manifestările xenofobe care au ca scop obținerea autonomiei unor regiuni pe criterii ernice, e citat, reprezintă o amenințare permanentă asupra, și cităm, asupra climatului, siguranței și bunăstării cetățenilor. Reiese din Strategia Națională de Ordine Publică 2015-2020, supusă dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Da, e foarte corectă această afirmație dacă Gabriel Oprea, care e Ministrul de Interne, va reuși să păstreze acest, acest, text are un mare merit și iată că autoritățile române încep să spună lucrurilor pe nume. Mă îndoiesc însă că vor, își vor ține această verticalitate. Am văzut, am văzut ce se întâmplă de fiecare dată, se renunță la pe parcurs, pentru că, vă spuneam, e nevoie de voturi, indiferent de cine se află, de cine se află la guvernare. Uh, astăzi vreau să vă spun că am urmărit, uh, în general, am urmărit și, și Facebook-ul, pentru că de fiecare dată afli lucruri foarte importante și, din, uh, și, de, pe, și de pe această... Uh, de pe, de pe această uh, platformă pentru că ă, sunt lucruri care se întâmplă în în România și sunt foarte prezente chiar în în viața noastră de zi de zi cu zi. De ce spuneam acest lucru? Una dintre unul dintre subiectele care aș vrea să discutăm mai mult în această seară și spuneam prietenilor de pe Facebook, este acela legat de fenomenul de îmbătrânire al populației. România se confruntă cu un accentuat fenomen de îmbătrânire demografică. La acesta se adaugă și fenomenul de emigrare, ambele cauzând o scădere consistentă a locuitorilor. Și, cum spuneam eu prietenul de pe Facebook, din niște statistici, rezultă că timp de 10 ani, din 2003 în 2013, aproape 2000, 2 milioane de români au părăsit țara. Enorm, aș putea spune. Îi regăsim la muncă prin Italia, diaspora aceea, de la 16 noiembrie, îi regăsim în alte țări. De asemenea, în România avem o, nu avem o creștere demografică, avem o evoluție negativă. Nașterile sunt mult mai puține ca să zicem morțile, decesele, și faptul acesta ne afectează într-un mod extrem de periculos. Statul român nu e în stare să facă. O politică de încurajare, deși s-a tot promis, o politică de încurajare a natalității. Nu avem nicio preocupare în domeniu, deși, atenție, alte țări din Europa se preocupă de câțiva ani de a lua, au luat deciziile care trebuie pentru a se întâmpla ceva pozitiv. Noi avem nașteri din ce în ce mai puține. Deci vreau să vă spun, am văzut, apropo de Gorj, am văzut niște statistici pe ultimii trei ani, sunt de-a dreptul halucinante ca număr de nașteri, deci atenție, e dezastru. Ca să nu mai vorbesc de faptul și vedeam pe colegii de la Gorj Domino, cred că pe, la, acolo am văzut astăzi, dădeau situația din anumite localități ale județului care practic au fost părăsite sau sunt foarte puțini locuitori. Da, din nefericire, în foarte multe localități din Gorj, locuitorii au rămas foarte puțini, pentru că unii sunt la muncă în străinătate, unii s-au mutat cu familie, cu tot, spre alte zări, au rămas doar bătrânii satelor, sau, pur și simplu, nu se nasc, nu sunt copii. Efectiv, nu sunt copii. Pe mine m-are să știți că îngrijorarea vine și din altă parte. Când cu prilejul vizitei la Târgu Jiu, a Ministrului Educației Sorin Câmpeanu, domnia sa spunea o statistică, comenta practic o statistică de la Gorj, în momentul de față, 63% dintre copii din Gorj, mai puțin de 60.000 care învață în Gorj, învață în mediul urban. Deci mediul rural reprezintă diferența de deci vreo 37%. În școlile din rural, problemele sunt din ce în ce mai mari, pentru că copiii sunt din ce în ce mai puțini. Asta n-ar fi, să spunem, o problemă până la urmă dacă școlile din oraș ar crește efectivele. Să știți că e aceeași situație, cu excepția câtorva școli din Târgu Jiu, zona centrală, toate celelalte au scădere de efective. E îngrijorător acest lucru pentru că ne spune dacă acum 10 ani avem, aveam generații undeva la 6.000 de copii pe an școlar, apropo de situații de urși, acum avem în înstriși la clasa pregătitoare după prima etapă mai puțin de 3000. Și se vor mai aduna, să zicem, un 2-300 de copii în uh, etapa a doua. Deci practic ne-am înjumătățit față de acum 10 ani ca și efective de, uh, de tineri. Acum sunt două probleme, cum spuneam. Odată uh, se referă la faptul că nu se nasc copii, a doua problemă că și aia de sunt sau familiile lor pleacă afară, iar eventual nasc în exterior. Sunt cetățeni europeni, dar într-o altă, într altă țară. Spuneam și în programele electorale, ni s-a spus, vrute și nevrute, toate partidele, după 90, s-au adresat și tinerilor, și el. nu s-a făcut aproape nimic. Acum, problema cea mai gravă, care mi se pare mie, se referă și a pornit în anii 2009-2010, mai țineți minte acea prostie bezmetică cu reducerea indemnizațiilor la un an pentru mame, că e o țară, o, o țară de, de mame, că nu știu ce, știți cum făcea Traian Băsescu și alte chestii? Să știți că nu s-au îmbunătățit lucrurile, deși s-a revenit la normal asupra indemnizațiilor cum era înainte. Cred că trebuie ceva mai mult și poate pornim de la acea alocație pentru toți copiii și din care foarte multe familii trăiesc, acei 42 de lei care ba sunt 84, ba sunt 42 în funcție de cine spune și de fapt sunt doar pentru anumite categorii de copii a fost indemnizația dublată. Deci, acei 200 de lei de care se vorbește să crească alocația pentru toți copiii, indiferent că tatăl e miliardar sau este, trăiește din ajutorul de șomaj, suma trebuie făcută și nu poți să faci acele diferențieri sau nu le mai poți face decât dacă le trăiești prin primării și acelea sunt alte tipuri de ajutoare pe care le putem da. Dar dacă nu încurajăm familiile de tine să aibă copii, nu se poate merge mai departe. Și acum ar trebui să discutăm, logica spune eu, să discutăm despre ce care sunt cauze și cum ar putea fi îmbunătățite. Păi foarte simplu. Tinerii care ar trebui să aibă copii nu au un loc de muncă. Dacă au un loc de muncă, nu au o locuință proprie. Să zicem că îndeplinesc ambele categorii, sunt și alte cauze. Unii au decis pentru că nu sunt, nu sunt siguri de ce au să se riște un copil care să nu-i poată oferi foarte multe. Bun, să spunem că am trecut peste aceste neajunsuri și avem familii și copii. Ce le oferă statul român? Le oferă un învățământ deloc și știu ce spun, adaptat cerințelor și mă gândesc în primul rând la învățământul preșcolar. Avem grădinițe în Târgu Jiu, în târgu Jiu, iau, nu mai iau în altă parte, cu grupe supradimensionate, deci pe, un, pe o clasă, să zicem, care poate merge undeva la 40-50 de metri pătrați, avem 30-40 de prichindei. În situațiile fericite, că avem 30 de copii, poate în 20 și ceva de metri sau chiar mai puțin cred că grădinițele din Târgu Jiu, majoritatea dintre ele ar trebui modernizate, adaptate acestor ani. Apoi avem o problemă și asta din punct de vedere social până la urmă ce se întâmplă în deci și la grădiniță și la învățământul primar și la gimnaziu acei medici de școală, acei asistenți care ar trebui să fie în fiecare școală și să-și facă datoria, sunt, din ce, sunt pe cale de dispariție. Apoi, efectiv, investiția de a merge un copil la școală. Statul român ne dă, să zicem, la per total acel cor și lapte care nu reprezintă nimic, un leu pe zi, tot vorbim că îl reformăm de câțiva ani, dar n-am făcut nimic, cel puțin după 2012. Și nici n-a mai fost indexată suma. Și cam atât. Cam atât. Gratuitatea manualelor și în învățământul obligatoriu, da, dar sunt manuale de 15-20 de ani. Deci nu ne ajută cu prea mult. Nu mai mă refer de dotările școlilor și toate celelalte care nu s-au făcut de foarte mulți ani. Deci investiția în tineret, în școală, nu se face. Și atunci, de ce ar face tinerii copii? De ce i-ar lăsa și ar rămâne în România? Deci aceste lucruri trebuie schimbate. Și iată că am tot văzut ce se întâmplă cu acest dosar Microsoft, ca să nu mai zicem de altceva ce sume enorme s-au aruncat aiurea pe licențe și pe alte, pe alte lucruri. Deci, ce se putea face cu banii respectivi? Deci, eu sunt sigur că se puteau face foarte multe, dar, dintr-un motiv sau altul, iată, motivele de șpagă și de celelalte, nu s-a făcut, făcut nimic. Uh, ar mai fi multe de spus pe acest domeniu, tot auzim de strategii, de ăsta, că va fi mai bine, că nu știu ce, se încep diverse chestii, nu se duc niciodată la sfârșit. Auzisem acum, recent oricum, pe Rovana Plumb, că se fac nu știu ce lucruri, e... Nu cred că se vor face foarte multe. Noi avem o singură problemă la acest moment și anume să vedem cine rămâne la guvernare, deci se dă o luptă crâncenă pentru asta, mai puțin de ce putem să facem, ce politici putem, putem implementa. Uh, sau acum mai nu, deci nimeni nu mai vorbește de câteva zile, exact cum vă spuneam și aseară, decât de cine și puteți găsi absolut pe toate site-urile, ce se va întâmpla cu parlamentarii care se uh, cere ridicarea imunității și nu știu ce. Și am o. Uh, în, vreau să spun că am avut uh, niște mesaje și seară nu le-am putut da citirii pentru că ori au intrat mai târziu, ori nu le-am văzut la timpul acela. Uh, o să vă citesc două din ele ca să nu spuneți că le comentăm. da? Un domn Radu mă spunea aseară, domnule realizator, cred că ar trebui să discutați puțin de ce anunță opoziția parlamentară că votează la vedere. Eu cred că este ilegal. Dumneavoastră ce credeți? Și mai spune cineva care nu semnează. Stimate domnule Șomâcu, cred că puneți problemele extrem de corect, dar nu și suficient de clar. Acest vot de care vorbiți, se referea la, pun eu ca paranteza seară, la același vot a celor doi, acest vot de care, de care vorbe nu este crucial și se poate face. Parlamentarii au voie să ia orice hotărâre, chiar dacă cu asta sunt nepopulați și nu o să-i mai votăm. Corectă poziția și de fapt, de aici aș vrea să pornesc. Domnul de zicea Radu sau cum se numește, lansa o idee foarte corectă. Ne uităm pe legile în vigoare și se spune că votul la persoană, atenție, este secret. Deci, dacă un reprezentant al unui partid, în cazul nostru PNL-ul a anunțat că votează cu bile la vedere, se încalcă legea votul respectiv poate fi contestat și așa ar trebui să se întâmple pentru că e cu bine la vedere. Deci atenție, e lege și o spun juriștii, chiar aveam uh, o discuție pe această temă cu un reputat politician gorjan și avocat de profesie care însemnala la acest lucru și dânsul. De deci eu, deși culmea că aparține, să spunem, uh, Partidului respectiv îmi spunea nu, e o prostie, deci votul secret e vot secret și poate fi motiv de contestare. De la Elena Udrea începând, ca să luăm doar ultimii rânduri și până, se poate contesta acest, uh, acest vot dacă se face cu bile la vedere. Norocul e că printre uh, reprezentanții PNL în cauza de față, sunt foarte mulți juriști și care nu arată bilet. Ăsta e motivul de luată, nu că vor să facă altceva, nu știu ce. Bine, poate s-au făcut în, ca, în cazul Varujan-Vozganian. Acum ce se va întâmpla mâine? Rămâne de văzut. Asta cu Miercurea Neagră... Mh. Om trăi și om vedea cum se face. Eu mă aștept totuși, vă spuneam, ca să nu se pună... Adică, cel puțin după ce acuzația au apărut la Dragoș Vâlcov, mă aștept ca mâine să treacă fără probleme la vot, mai ales că el a picat în comisie. Iar dacă, în cazul lui Șova, în comisie, s-ar putea să fie exact invers voturile. În cazul Șova, să spunem așa. Teoretic, bine, eu nu văd, apropo de această încă nu văd partea cu arestul preventiv de ce e necesar, dar mai ales că sunt cazuri mai pe. La Vâlcov, dacă a făcut-o atenție, și ca senator, și ca ministru, e foarte recent, e o problemă. Dar a fost o paranteză, mai ales că vreau să răspund celor care trimit mesaje, pentru că din când în când sunt lucruri foarte interesante. Uh, mai îmi spune cineva, un domn Alexandru, am încercat și în alte seri să iau legătura cu dumneavoastră, un mesaj de astăzi. Am, am încercat și în alte seri să iau legătura cu dumneavoastră, și nu am reușit. Uh, cred că ar trebui să vă canalizați pe multe probleme din Gorj, printre altele și partea politică, pentru că, în momentul când, în, în opoziție. În momentul când opoziție se bat cei doi, Vâlceanu și Dian, cei care câștigă sunt Călinoiu și Cârciumar. Da, interesantă poziție. Poate ne vom referi într-o seară și la chestia asta că la momentul acesta în gurș, practic avem PNL și PDL la fel, cu toate că teoretic este cu pola mare PNL. Mergem, eu zic să mergem mai departe. Nu o să întreb colegii câte minute mai am, pentru că, să spunem așa, o să-mi spună ei când, când va fi nevoie. Până atunci, aș vrea să vorbesc de o nouă tragedie aviatică. Una foarte gravă și întâmplată. Deci, dacă până acum a fost prin Rusia. Prin Asia, pe unde am mai fost, de data aceasta, iată, chiar în, în Franța, s-a întâmplat asta. În sudul Franței, un avion de pasageri, aparținând unei companii germane, s-a prăbușit. Airbusul A320 avea la bord 142 de pasageri, plus membrii echipajului, și efectua o cursă regulată între Barcelona și Duzelov. Deci e și o poziție a Ministerului de Externe de la noi, faptul să vedem dacă sunt români și ce se întâmplă cu acest lucru. Din câte am înțeles, nu este vorba de un terorist din nefericire, e doar... O problemă tehnică, dar în Franța, care acum e foarte vulnerabilă, sau în orice caz așteaptă, se așteaptă la atacuri din partea teroriștilor, sunt pe un grad de alarmă foarte mare. Acest lucru putea fi interpretat și probabil toată lumea s-a gândit la începutul acestor când au auzit de acest caz. S-au gândit că poate fi un atac, un atac terorist. Suntem... Nu vreau să discut asta astă seară, mă rezervasem pentru altă seară, dar dacă ne-a rămas timp, aș vrea să vorbim despre o lege pe care chiar astăzi au decretat-o să zicem, a trecut prin Parlament. E vorba de un proiect care se pare are o mare problemă în sensul și a fost trecut atenție cu majoritate zdrobitoare. E vorba de vânătoare. E vorba de o lege a vânătorii. Deci proiectul spune că, deci atenție, politicienii spun, domne, proiectul ăsta protejează vânătoarea, protejează vânatul, animalele, în timp ce ONG-ul le spun, domne, de fapt e exact invers. Cine crede că vânătoarea este doar actul de împușcare, după unii care folosează alte cuvinte, uciderea vânătorului se înșeală marnic. Un mare scriitor al vânătorii mă a zis undeva o frază, vânătoarea înseamnă foșne de pădure și goană după vânat, dar mai mult foșne de pădure, a spus un deputat UDMR. De fapt, această lege, legea vânătorilor, a fost modificată și ea cumva face... Deci din 2013 a trecut acum tacit la o cameră, trece prin vola cealaltă și cu o largă majoritate, pentru că actuala lege a devenit din ce în ce mai complicată și mai interpretabilă, nu mai asigură o protecție eficientă a faurei cinegetice. Dar schimbările se pare că nu sunt întru totul în favoarea animalelor. Bine, noi acum știți cum e. Știți cum îl porcăim de ani de zile pe țiriac, că face acea vânătoare de la Balcă? De fapt, omul face niște servicii imense României. Gândiți-vă că vin în România mari oameni de afaceri, vin în România banchieri, vin în România celebrități ca să vâneze. Se vânează în România, se vânează în Anglia, se vânează în Scoția, se vânează în multe alte țări europene. Noi, ce facem? ONG-uri, jos, sus, să nu știu ce, să facem. Deși fauna noastră ne permite și turismul, am putea dezvolta un turism foarte bun și pe acest, pe acest domeniu. Deci, până la urmă și românii, dacă plătesc, ar putea să și se face asta prin Rom Silva la acest moment. Dar, problema care se pune, că suntem mai catolici decât papa. Noi știți cum facem? Uh, protejăm câinii manda maidanezi, mult mai mult decât ar trebui și ce fac, în schimb nu protejăm deloc vânatul. Deci trebuie că ar trebui făcut totul organizat, legea aceasta până la urmă, vă spuneam, există două păreri legate de, legate de ea. Dar... Uh, ar fi de, de discutat și mă refer, trecând peste asta, aș vrea să mă refer la o altă știre. Acum vreau să vă spun, inclusiv noi reușim să ne promovăm pe, pe Facebook. E o întreagă dezbatere în presa străină despre viitorul presei. Despre viitorul presei scrise, audio-video sau... O, o, propunere știri direct pe Facebook. În momentul de față, această rețea negociază cu cel puțin șase companii media, printre care se numără New York, New York Times, Național Geographic, pentru difuzarea de conținut direct pe platforma rețelei de socializare, spune New York Times. New York Times subliniază și câteva din dezavantajele unei astfel de parteneria cu Facebook. Urcarea conținutului direct pe rețeaua de socializare va afecta veniturile obținute din publicitate, precum și cele venite din numărul de vizualizări, cu atât mai mult cu cât în cazul site-urilor de conținut cu plată pe bază de abonament lunar. Da, acum vreau să vă spun că se trăiește mult în presa electronică, dar prin Occident ai acces la aceste conținuturi numai în baza unui abonament. Nu e la liber. La noi, majoritatea site-urilor sunt la liber. Cele care nu sunt la liber uh, au, să spunem așa, un număr de utilizatori jenant de mic. Românii nu plătesc pe net decât, uh, a, plătesc diverse co comenzi pe care le ia, și ea nu mă în general, în sensul că sunt de o calitate îndoielnică de foarte multe ori. Uh, personal vreau să vă spun, n-aș mai crede varianta cu ceasuri, n-aș mai crede varianta cu chiar și încălțăminte luată de pe, de pe net, că firma cu tare văzut, multe sunt contrafăcute, toate site-urile. Deci dacă respecti, să spunem așa, firmele de brand, poți să faci o reușită. Dacă nu și ei alte bazaconii, risc să dai banii degeaba pentru că nimeni nu-ți va recunoaște, nu-ți va da certificat de garanție, conform contractului ar trebui să fie acea factură care o primești, îți baza conii până la urmă, nimeni nu se bagă în chestia asta, ai rămas cu paguba, mai bine renunți pentru că mai mult păgubești încercând să-ți faci dreptate. Dar, întorcându-mă la conținutul de media, în Occident să știți că se plătește pentru chiar la New York Times sau ca să accesezi site-ul, trebuie, deci trebuie să plătești un abonament. Și din asta trăiește, pentru că pe partea de print este nesemnificativ. nu știu dacă mai are print, dacă mă, mă întrebați pe mine. Faptul că această rețea mare, care s-a întins extrem de mult, încearcă să ia, deși din partea asta, din conținutul video, de exemplu, sau din celelalte, s-ar putea să fie începutul dezastrui pentru rețeaua respectivă. Eu zic că această rețea Facebook s-a dezvoltat tocmai din ideea de a colabora un cum? Nu zic, faci trimiteri, faci, pui chiar materiale, dar nu încerci să afectezi. Adică, în momentul când o să pui uh, pe Facebook uh, toate acele lucruri și toate emisiunile în sensul celălalt, deci găzduite, pe, nu pe YouTube sau alte. Uh, Cred că am voie să le spun, în sensul că sunt rețele care nu mai au nevoie de publicitate și oricum le cunoaște tot, tot românul și sunt transnaționale. Vreau să vă spun, vreau să vă spun, a, că sunt, sunt lucruri foarte importante din acest, din acest punct de vedere și poate afecta. dar eu zic că asta nu e în avantajul rețelei. S-ar putea ca foarte mulți consumatori, și sunt în România milioane de români care sunt au pagină pe Facebook, s-ar putea să se ducă spre alte rețele care nu folosesc nici publicitatea, nici celelalte. Deja e poate începutul sfârșitului pentru această uriașă rețea care s-a dezvoltat cu tentacule așa în toată, în toată lumea. O să vin în Gorj, mai ales că s-au întâmplat multe lucruri astăzi. De exemplu, Astăzi au avut loc în Gorj mai multe percheziții. Se pare că la firme de, de materiale de construcții ceva și firme de construcții și materiale de construcții au fost problemele. Așteptăm și alte comunicate ca să ne lămurim ce și cum se, se întâmplă în județul Gorj. Am mai aflat astăzi, de exemplu, că doi gorjeni, avem și numele lor, Adrian Daniel Pârvănescu și Diana Chirițoiu din Târgu Jiu, se numără printre membrii unei grupări mafiote din Caltana Niseta, din sudul Siciliei. Au fost arestați, între cei 20 arestați au fost și doi români care ce făceau? Nimic. Nimic deosebit, luau fete din România și le puneau să se prostitueze. În Italia am mai avut cazuri cazuri de acest gen. Astăzi mai puțin despre să zicem complexul energetic Oltenia și acum vreau să vă spun că pe sfârșitul emisiunii, pentru ultimele minute care le am Aș vrea să mă refer la o problemă legată totuși de CO, dar și de fotbal, și anume, există la acest moment, există o problemă la acest moment, și anume, cea legată de, cea legată de finanțarea clubului Panduri. Exact cum anticipam, cu săptămânii în urmă, problemele pe care le are CEO la acest moment s-ar putea să se repercuteze în finanțarea clubului de fotbal. Nu știu cum nu știu cum se va termina această problemă, dar e o problemă mare. Și de ce vă spun uh, acest lucru? Datorită faptului că nu sunt bani, ce o are o problemă, iar pandurii nu cred echipa de fotbal, dar riscă și celelalte echipe să rămână fără finanțare, deci de Liga 1, nu cred că își pot permite să rămână fără principalul, principalul sponsor. Vremurile care vin peste Gorj nu sunt dintre cele mai favorabile și mai avem, ar fi multe de spus cu, despre, despre, acest lucru. Vom reveni asupra acestui subiect, poate însă și vești mai bune. Constantin Crețan anunța astăzi, cred că pe un post de radio l-am auzit, deci până de deci liderul sindical de la Federația Univers spunea că până duminică se poate semna contractul colectiv de muncă în minerită. Deci ar fi posibil acest lucru mai ales că știți termenul limită care a fost stabilit este sfârșitul lunii martie să avem un nou contract colectiv. Dar vă spuneam veștile dinspre veștile dinspre sport sunt dintre cele mai dintre cele mai nefericite mai ales în acest context în care oricum echipa nu merge. Și mai, și mai avem și chestia cealaltă. Cineva ne întreabă, și o să citesc mesajul, finanțarea echipei Pandurii să fie asigurată de oamenii cu bani, exemplu Becali. Riscăm locuri de muncă pentru fotbal, e întrebarea telespectatorului nostru. Să știți că ar trebui de gândit, pentru că noi nu avem oameni de asemenea potență financiară până și Becali, cât el de Becali a avut ceva probleme, dacă vrem să mai avem fotbal, basket și handbal, cred că cumva trebuie să găsim o variantă să finanțăm aceste cluburi, chiar dacă nu mai poate face ce -o. Mulțumesc telespectatorului care mi-a trimis mesajul pe ultima sută, mulțumesc celor care s-au uitat la noi, ne întâlnim și mâine seară de la 7 la ordinea de zi. La revedere!